Bună, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod din House Flipper. Astăzi o să facem în sfârșit casa abonaților. Am văzut că ați lăsat foarte multe comentarii și vă mulțumesc enorm. Așa că am selectat câteva comentarii complet la întâmplare, ca să nu fie supărare. Și o să facem camerele exact așa cum ați cerut. Și promit că pe viitor o să mai facem casa ale abonaților, ca să încerc să vă pun pe toți cât mai mulți să apăreți. Așa că nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă vă place această serie și haideți să citim comentariile pe care le-am primit. Primul comentariu este de la Twin Andrea Games, care a spus: Salut Miriana, te rog să mă alegi, chiar îmi place ce faci. Camera fetelor te rog să aibă 2 pereți albi și 2 mov deschis, podea albă sau gri, un birou TV și un dulap și geamuri mari albe. Păi bine, Andreea, așa facem cum ai spus tu. Și hai să vedem unde să facem camera Andrei. O putem face aici, să scăpăm de acest calorifer. Deci 2 pereți albi și 2 mov deschis. Pereți alb și hai să vedem mov deschis, a spus Andreea. Așa, am luat culorile pe care le-a spus Andreea și a spus 2 pereți mov deschis și 2 pereți să fie albi. Păi hai să vedem. Oare cum să-i fac? Facem pereții ăștia mov deschis. Mamă, dar movul ăsta este cam închis. Nu, nu. Ia uitați-vă, avem aici mov deschis, care după părerea mea este cam închis. Părea mai deschis. Da, eu zic că merge, arată bine. Deci facem și pereții ăștia mov și restul pereților îi facem albi. A, am uitat că eu de fapt aveam pereții ăștia albi deja vopsiți. Super inteligență. Așa, să vedem ce a mai spus Andreea să facem. Podea albă sau gri? Albă, uite asta. Punem podeaua asta. Foarte frumos. Foarte bine arată. Da, ai gusturi bune, Andreea. Îmi place să știi. Și am mai zis că vrea geamuri mari albe. Păi le punem pe astea. Așa. Și încă unul. Să punem frumos aici. Și trebuie să revopsim și peretele, că l-am cam stricat. Ar fi trebuit să fac asta prima dată, dar... E ok, se rezolvă, nicio problemă, ia uitați-vă. Este ca nou. Bine, mai puțin faptul că mai trebuie să pun și podea și după aia este ca nou. Ia uitați-vă ce bine arată camera. Foarte frumoasă. Și acum mai trebuie să punem un birou. Să mergem la mobilier și să găsim un birou. Ăsta pare drăguț. Sau să văd ce birouri mai sunt pe aici. O să luăm biroul ăsta. Un TV și un dulap. Și hai să vedem și un dulap. Oare să punem dulapul ăsta? Păi și dacă a zis că vrea un birou, probabil că vrea și un scaun pentru birou, nu? Aș vrea să găsesc unul pe mov, dar văd că nu este. Chiar ar fi arătat tare. Atunci luăm tot așa pe alb. Păi și TV-ul, oare unde aș putea să-l pun? O să-l punem aici pe pere. Gata, știu cum facem. Deci punem TV-ul aici. Și atunci punem scaunele de astea pentru cine vrea să se uite la TV. Și vreau și niște decorațiuni. Și hai să vedem ce lumină să punem să se potrivească așa cu camera. Și cam asta este camera Andrei. Am pus tot ce ne-a cerut. Am pus 2 geamuri mari, un televizor, un dulap, un birou și am vopsit pereții după indicațiile ei. Desigur am mai pus și de la mine niște decorațiuni, dar eu zic că a ieșit super drăguț. Îmi place camera asta. Și acum haideți să trecem mai departe, să vedem ce mai avem de făcut. Bun, și avem aici comentariul de la XND Baradei. Dacă mă alegi pe mine, în camera mea vrea un pat dublu, un birou cu un PC, unul din noile tapete, culoarea camerei alb și albastru. Poate și un geam din acela mare, un dulap. Bun, bun. Păi haide să facem așa cum ai spus. În primul rând vindem chestiile astea, că nu și-au rostul. Aici avem deja indicații cum trebuie să facem. Deci unul din noile tapete și camera să fie alb și albastru. Păi hai să vedem unul din noile tapete albastru. Uite, punem albastru și hai să-l punem să vedem cum arată. Da, nu arată rău deloc. Trebuie să recunosc. Arată foarte șmecher. Deci cam așa arată camera până acum. Am pus unul dintre tapetele noi cu albastru și parchetul alb, pentru că a spus că vrea albastru cu alb și am pus un geam de acela mare. Acum haideți să vedem ce mobilier a ales. Deci patul a spus că vrea să fie dublu. Să căutăm un pat dublu. O să luăm un pat de genul. Are și LED-uri albastre. Așa. Și acum haideți să facem și biroul. Am luat un birou de genul. Și avem nevoie și de un scaun. Așa. Și acum să trecem la setup. Trebuie să facem un setup cât mai drăguț. O să luăm un monitor de ăsta mare. Un mouse. Îmi place cum am pus monitorul ăsta. Așa. Ce să mai luăm? Ce să mai luăm? Calculatorul, evident. Să-l punem oare aici? Da, o să punem aici calculatorul. Și știu că era și un mousepad. Uite, niște căști o să luăm. Le punem frumos aici. Și mousepad-ul. Așa, arată super drăguț. Iar acum haideți să punem un dulap. Mobilier. Și așa arată camera lui Day. Eu am făcut exact ceea ce a spus el. Are aici... Aoleu. Are aici un setup drăguț. Un dulap. Un pat. Și un geam mare. Exact ceea ce și-a dorit. Și unul dintre tapetele noi. A ieșit super bine. Și acum haideți să trecem și la următoarea cameră. Și am primit aici niște indicații de la Eliza Elena Ratiu, cred? Sper că am zis bine, dacă nu corectează-mă tu. Și a spus că vrea o cameră albă, gen luminițe, cu mai la cocioabă, din alea curgătoare, un pat modern, dar nu de prințese, un TV pe perete, un geam mare, o ușă transparentă și vreau pereții să fie albi. Și cel mai alt parchet, vreau și un birou, dar din nou modern, lustra, vreau să fie cea cu 3 becuri. Ok. Hai să le luăm pe rând, că nu pot să fac față dacă citesc acum, nimica nu rețin. Le luăm frumos pe rând. Deci a spus că vreau o cameră albă cu luminițe, cum am eu la cocioaba mea. Asta am înțeles. Hai să luăm luminițele și le punem pe peretele ăsta. Deci, am pus lumini curgătoare ca la cocioaba mea, un pat mare, dar nu de prințese, pentru că mi-a sugerat să nu fie de prințese. Eu zic că este drăguț patul ăsta și am pus și un geam mare. Acum mai avem, stați că mai avem chestii de pus, că ne-a spus Eliza tot ce trebuie să punem. Ok, deci a spus ușă transparentă. Ia să vedem o ușă transparentă. Asta e destul de transparentă. Și parchet alb. Văd că toată lumea vrea parchetul alb. Păi, uite aici parchetul alb. Am pus și parchetul alb. Și vrea un birou modern. Oare unde să mai pun și biroul? Punem biroul ăsta. Eu zic că dă bine aici. Și scaun cum am eu la cocioaba mea. Cred că ăsta l-am eu. Nu mai știu exact ce scaun am. Eu zic că mai bine punem biroul aici la geam. Arată mai drăguț. Așa. Și acum lustra cu 3 becuri. Îmi place că a fost foarte specifică cu ceea ce vrea să punem. Lustra cu 3 becuri, asta cred că este. Așa, arată bine, da, îmi place. Să și aprindem. Și vreau un covor alb cu gri. Acum să vedem dacă găsim un covor alb cu gri. Am pus covorul ăsta, nu am găsit alb cu gri, dar... ăsta este rotund, cum ai spus, și are și alb și negru, dar... se aseamănă cu griul, poți să spui. Eu zic că e super drăguț covorașul ăsta. Și ne-a mai spus că vrea și un TV, o să-l punem aici. Și mai avem de pus două noptiere albe cu sertare. Așa, am pus și noptierele și acum... și am mai spus că vrea plante. Să găsim și plantele, să vedem ce fel de plante să punem. Am luat și o plantă, hai să o vedem unde o punem. Oare aici are loc? Așa. Și să mai luăm ceva plantă mai mică puțin. Oare ce să mai luăm? Uite, putem lua două de astea. Și le punem aici pe... ia uitați-vă ce cameră am făcut aici pentru Eliza. A ieșit super, super bine, îmi place foarte mult. Da, ai gusturi bune, Eliza, n-am ce să comentez. Am mai făcut niște modificări ca să avem încă o cameră. Da, am construit niște pereți. Și acum o să facem camera exact așa cum își dorește Marius Hâlmăgean. Haideți să vedem cum vrea să facem casa. Vrea o ușă albă, da, am pus. O cameră cu pereți albi și cu mobilă gri și cu puțin negru. Un pat de o persoană cu un good vibes deasupra lui, biroul alb cu decorațiuni pe el, de preferat o plantă și cărți, dulapul ce culoare vrei tu și un covor gri. Sper să mă pui în video. Păi uite că te-am pus în video. În primul rând, haideți să punem patul de o persoană. Haideți să vedem ce pat să alegem. Gata, am pus un pat. Am pus și covorul gri. Și haideți să vedem ce punem pe masă. A spus că vrea cărți. Păi o să punem niște cărți. Așa. Și o plantă. Să căutăm și o plantă drăguță pe care să o punem pe birou. Așa. Și acum să vedem și un dulap. Oare ce dulap să punem noi? Ăsta arată bine. Da, o să punem dulapul ăsta. Da, îmi place foarte mult. Și asta este camera lui Marius. A ieșit super, super bine. Ia uitați-vă cât de frumoasă este. Am pus tot ce ne-a spus Marius aici. Lasă un comentariu dacă ești mulțumit de camera ta. Deci și Robinet vrea să-i facem o cameră și anume își dorește o cameră full high-tech. Păi hai să vedem ce putem face, să ne apucăm de treabă și să-i facem și lui Robinet camera. Mai întâi trebuie să găsesc un tapet. Oare ce tapet să pun? Și după mult timp de muncă, Robinet, ți-am terminat și ție camera și haide să ți-o prezint. Tadam! Este o cameră simplă, este doar de gaming, adică... am pus aici un setup frumos și aici un dulăpior și scaunele astea mi se par foarte tari. Și uite, ăsta este setup-ul tău, ai două monitoare, eu zic că îți ajung două monitoare. Ai o tastatură, mousepad, microfon, cameră și scaunul ăsta care arată super bine. Și calculatorul, da. Arată foarte bine. Mie sincer îmi place cum a ieșit, este așa pe albastru. Am pus și tapetul ăsta șmecher, niște lumini albastre aici sus și astea sunt tot un fel de lumini. Și da, cam asta este camera ta de gaming, Robinet. Sper că îți place cum a ieșit, pentru că eu chiar mi-am dat silința. Păi și cam atât ar fi fost cu acest episod. Am rămas și fără loc în casă și vreau ca pe viitor să mai facem casele abonaților, pentru că mi-a plăcut super, super mult. Așa că dacă nu ați apărut acum, sigur o să apăreți dățile viitoare. Așa că nu uitați să dați un like, un share și un subscribe dacă v-a plăcut acest videoclip și ne revedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa, vă pup!